O nouă lucrare de infrastructură se află în plină derulare în momentul de față în cartierul Mircea Vodă. Pe strada Pescăruși, zona de case, au început deja lucrările de înființare a unei rețele de canalizare pluvială și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă. Lucrările ce vor închide acest capitol al infrastructurii de utilități și îl vor deschide pe celălalt asfaltării. Rețeaua de alimentare cu apă se întinde pe o suprafață de 1518 metri liniari și prevede 104 cămine de branșament, 104 apometre de citire radio la distanță, 6 cămine de vane și 8 hidranți. Rețeaua de canalizare pluvială prevede 25 de cămine de vizitare și 60 de guri de scurgere. Lucrările au început pe strada Digului cu rețeaua de canalizare pluvială, rețea ce are descărcare în strada Navodari.